Cei doi artiști au oferit timp de două ori un superb spectacol muzical de jazz și blues. Aceștia au interpretat piese atât din repertoriul unor artiști celebri ca Peter Gabriel și Bob Marley, dar și piese tradiționale din Brazilia sau Argentina, de unde provine Mariano Castro, și nu în ultimul rând au interpretat o rugăciune evreiască. Seara s-a încheiat cu un bis din partea lui Berti Barbera și Mariano Castro. Berti Barbera este un actor, cântăreț, compozitor și prezentator de televiziune din România. El a fost solist vocal al grupului Voltaj 88, a participat în spectacolele mai multor formații precum Timpuri Noi, Taxi, Cargo, Proconsul, Talisman, Phoenix, precum și ale unor soliști cunoscuți. Pianistul Mariano Castro s-a născut la Buenos Aires, fiind membru al trupei Narco Tango, cu care a fost nominalizat de două ori la premiile Grammy pentru cel mai bun disc. Cei doi s-au aflat în premieră la Satul Mare și au cântat prima dată și la Sinagoga Mare.